Medicii care eliberează certificate de concediu medical cu încălcarea prevederilor legale vor fi amendați contravențional cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit ordonanței de urgență a Guvernului publicată ieri în Monitorul Oficial, în timp ce angajatorii care refuză nejustificat să plătească concediile medicale sunt sancționați cu amenzi cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei. Spun, pentru un medic corect, un medic cinstit, nu îl afectează cu absolut nimic. Problema va fi pentru cei care în obiceiul profesiilor au folosit această larghețe de a da concedii medicale. Dar, în general, să știți că prea puțin sunt medicii care au riscat și până la apariția acestei ordonanțe a da un concediu medical nejustificat. Ce pot să vă spun? Eu nu cred că se va aplica așa după cum e legea și vă spun de ce. Pentru că implică anumite cheltuieli, implică mai mulți factori care să verifice valabilitatea concediului. Eu pot, ca să dau un concediu medical, vă dau un exemplu, justificat din punct de vedere medical, pentru că există boli care e foarte greu ca să le infirm, și omul să fie ajutat stând în casă, având alte interese. De exemplu, să nu părăsească camera, dar să învețe sau să se pregătească pentru un examen sau știu eu alte lucruri. Și pare justificat, deși nu este justificat. Ordonanța a fost inițiată de către Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate în urma numărului mare de solicitări înregistrate pentru concediile medicale. Dacă anul trecut au fost eliberate 2.700.000 de certificate, anul acesta numărul lor a crescut. Conform noi ordonanțe, persoanele aflate în concediu medical vor fi verificați la domiciliu, iar în cazul în care nu vor fi găsiți, nu li se va mai plăti concediul medical. La solicitarea concediului, angajatul va da o declarație pe propria răspundere, conform căreia se va afla la domiciliu la adresa indicată într-un anumit interval de timp. Pentru Someș TV, Anca Bumb.